La mai bine de 2 săptămâni de când în spațiul public a apărut scandalul fermelor de troli, nu știm nici acum care sunt candidații care au apelat la această metodă pentru a-i decredibiliza pe contracandidații lor. Ministrul Digitalizării ne-a spus doar atât. Mai mulți candidați au folosit, nu și șeful PSD. Dar cine sunt cei care au utilizat fermele de troli? Protejează pe cineva, autoritățile sau nu? Aflăm chiar acum răspunsul de la ministrul Digitalizării, domnul Bogdan Ivan, care este în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. De asemenea, direct cu noi este și domnul Mircea Enstoian, jurnalist și director la oficiul de știri.ro. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, domnule Stoian. Încep cu dumneavoastră, domnule ministru, pentru că vrem cele mai noi anunțuri, dacă putem spune așa, pe această temă a fermelor de troli. Ce se întâmplă? Cine sunt acești candidați care au folosit aceste ferme de troli? Ați reușit să aflați? Domnule Vădescu, e o informație pe care nu pot să o fac publică acum pentru că am anumite constrângeri de natură legală, pentru că e o investigație a instituțiilor abilitate în acest moment, care au deschis deja un dosar penal pentru infracțiuni de grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, înșelăciune, dar și comunicarea de informații false. Toate datele referitoare la adresele acelor, așa zise, ferme de boți, sunt transmise de către marile platforme, către instituțiile statului, încă de acum o săptămână, de când am avut raportul final, joia trecută a avut acest lucru, iar acum e investigație în derulare. Cei de la poliție, precum și alte instituții abilitate, o să-i sancționeze, conform legii, pe toți cei care nu au respectat regulile. Ceea ce pot să vă spun, că s-a întâmplat până acum, în cel mai scurt timp de când au fost reclamate aceste practici, au fost identificate 10 de conturi care sunt parte a unor rețele mult mai complexe, iar toate acele rețele au fost eliminate ca și conținut de pe marile platforme, iar în momentul de față sunt în derulare alte 10 de investigații care au ca și efect înlăturarea acestor conturi false și a unor rețele de conturi false, precum și deservirea lor către instituțiile de aplicare a legii. Deci cel puțin dumneavoastră asta știți în acest moment? Concret astăzi. Pentru că astăzi ministerul nu este o instituție abilitată să facă anchete penale, ci sunt alte instituții abilitate să facă acest lucru și care astăzi au în derulare investigații foarte precise în baza informațiilor tehnice furnizate de către marile platforme pentru a le identifica și a-i trage la răspundere în fața legii pe cei care au folosit astfel de tehnici. Zeci de conturi spuneți că s-au fost închise până acum de Meta, administratorul celor două platforme pe care au fost descoperite astfel de nereguli. Zeci de conturi, parte din rețele foarte mari. Asta înseamnă că putem vorbi de sute sau chiar mii de conturi. Pentru că în clipa în care a fost identificată o rețea de astfel de conturi, ea face parte dintr-o rețea de 50 până la 500 de conturi. În clipa în care a fost eliminat un singur cont, s-a eliminat întreaga rețea din care face parte acel cont cu IP-ul, iar odată ce s-a anihilat respectivul dispozitiv, nu mai pot să fie folosite niciodată pe aceste platforme pentru a face propagandă ilegală în oricui în întreaga lume. Da, Mircea Enstoian, cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri? Iată, deocamdată, cel puțin, autoritățile nu ne pot spune numele candidaților care au apelat la astfel de metode. Da, perfect de acord cu ce a spus domnul ministru. Este normal că în această fază a cercetării penale să nu se poată face niciun fel de dezvăluire apropo de identitate. Domnul ministru știe și mi se pare foarte corect să nu spună. Problema este alta. Răul a fost făcut. Mai avem aproximativ 2 săptămâni până la alegeri și până acum aceste rețele de trole, aceste ferme de boți au lucrat. Și au lucrat și au influențat, nu zic în mod decisiv, dar au influențat o parte din electorat prin manipulări ordinare și prin, eu știu, migrarea către o anumită parte, către un anumit partid sau către o anumită persoană.
Cred că această acțiune de depistare ar fi trebuit să vină mult mai devreme, undeva prin vară, în momentul în care au început aceste campanii, și că ar fi mai mult decât benefic să fie introdusă, nu știu, în legea, dacă există o lege a alegerilor, ceva de genul ăsta, să fie introdus un amendament sau chiar în codul penal în care infracțiunile de influențare prin acest, deci să se specifice că prin această modalitate sunt ilegale și să se prevadă și niște pedepse clare. Deci trebuie punctat undeva în codul penal, nu știu, undeva într-o lege. Trebuie da, și știu că s-a deschis asta. Inclusiv un dosar penal, a anunțat ministrul de interne pe această... Da, dar prea târziu, e totuși mult prea târziu, mai avem 10 zile până la alegeri. Deci treaba asta, repet, ideea principală este că treaba asta trebuia făcută în vară. Da, domnule Ivan, ce spuneți? Undeva în vară. Ce pot să vă confirm, sunt total de acord cu ce a spus domnul Stoian. În momentul de față avem legislație care prevede următorul lucru. Orice faptă, fie că e una penală, fie că e infracțiune, fie că e vorba despre contravenție, care se aplică în mod normal în viața offline, se aplică automat și în segmentul online. Adică dacă cineva a încălcat fraudulos legislația electorală în spațiul fizic, ca să zic așa, și are anumite sancțiuni pentru același tip de încălcare a legislației în segmentul online, are tot acelea sancțiuni ca și pe cele care s-au întâmplat în viața reală. Ăsta e un fapt. Iar din acest motiv s-au deschis dosare penale, tocmai pentru că avem indicii temeinice că nu s-a respectat legislația. Și acum, în funcție de gravitatea faptelor, fie că vorbim despre infracțiuni, fie că vorbim despre contravenții, în funcție de care va fi încadrarea dată de către procurori. Domnul ministru, da, văd că vorbim pe aceeași lungime de undă. Rugămintea mea este, ar trebui, mă rog, în scurta perioadă pe care o aveți până la noile alegeri, sau, nu știu, poate veți fi ministru și după aceea, nu credeți că ar fi normală introducerea în procesul legislativ, că paza bună trece prin mâșdiarea, a unui sistem prin care aceste tentative de fraudă să fie depistate mult mai devreme? Adică eu cred că există totuși din punct de vedere tehnic și cu STS-ul și, mă rog, cu ceilalți factori care sunt implicați în acest, program de urmărire. Există posibilitatea tehnică a depistării, la început a unor astfel de tentative. Poate că acum e prea târziu, dar trebuie să acționăm preventiv până la urmă. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Vreau să vă spun ce am reușit până acum să fac tocmai pentru a preveni astfel de situații. Și evident că e o luptă permanentă între bine și rău, ca și în cazul atacurilor cibernetice, când apare un atacator și un virus, după care apare antivirusul. Și după asta apare din nou virusul și iarăși antivirusul. Așa este și aici. Încă din primăvară am avut două tipologii de atacuri pe care le-am preîntâmpinat în raport cu marile platforme. Odată cele de dezinformare electorală, iar a doua categorie cea de schemuri și înșelăciuni în mediul online. Țineți minte că acum 7, 8, 9 luni aveam pe newsfeed plin de medicamente care făceau miracole cu sănătatea noastră, acțiuni cumpărate la anumite companii care investeau 1.000 de lei și după asta câștigai 6.000 de lei în fiecare lună, care erau înșelătorii. Am reușit să eliminăm, în baza protocoalelor pe care le-am stabilit cu marile platforme, cu Meta, cu TikTok și cu cei de la Google, am reușit să eliminăm în decursul la 6 luni de zile peste 60.000 de astfel de scheme și rețele. Ceea ce este foarte important, că pe măsură ce le depistăm, odată identificat tiparul tehnic a unei, astfel de tip de înșelătorie, fie că vorbim despre una financiară sau una electorală, toată infrastructura care s-a stat în spatele ei a fost banată total pentru rețele și a fost blocată. Da, am înțeles asta. Domnule ministru, o singură întrebare. Mai rămâne în acest caz. Tot 30 de secunde.
zilnic se încarcă doar pe TikTok 128 de milioane de clipuri video. O parte, toate sunt filtrate de către mecanisme foarte drastice de inteligență artificială. Dar este domnul evident ministru, o parte de ele trec de aceste filtre și atunci le raportăm. Scuzați-mă că vă întreb, profite perpetuă de ocazie să vă întreb ceva. Când se va regla și când va funcționa site-ul ANPC, care de o săptămână este nefuncțional? Nu se poate depune niciun fel de reclamație. Site-ul este o nebunie întreagă. Dar domnule Bogdan Ivan, că nu mai avem timp. Vă mărturisesc că n-am fost informat de problema asta, dar faptul că mi-a spus dumneavoastră în secunda 2, acum o să sun pe șeful ANPC-ului și o să-i dau tot suportul tehnic din partea instituției pe care o conduc pentru a remedia această problemă. Vă mulțumesc mult de tot. Bun, deci este picat și site-ul ANPC, totuși pentru că ne spuneați că mai durează ancheta privind candidații care au folosit fermele de troli, ca să tragem concluziile, domnule ministru, cât mai durează această anchetă? Joia trecută când... Nu trec alegerile și aflăm rezultatul după, nu? Nu. Joia trecută când a dat liber datelor de la Meta către instituțiile statului abilitate să facă astfel de anchete, am primit răspunsul că în materie de câteva zile vom avea răspunsul foarte clar și vom ști care sunt vinovații și responsabili. Da, mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule Bogdan Ivan, ministrul digitalizării. Rămânem în legătură cu domnul Mircea Enstoian, jurnalist, însă înainte de concluzii vreau să vedem și reacția premierului Marcel Ciolacu. A avut și el, desigur, ceva de spus pe acest subiect. Premierul ne liniștește și ne spune să nu ne îngrijorăm, că s-au luat toate măsurile necesare și s-a oprit tendința aceasta a fermelor de troli. Iată declarația și o comentăm imediat. Nu am astfel de elemente și cred că dacă ar fi existat astfel de elemente, cei care ne asigură securitatea statului român le-ar fi transmis deja, fiindcă e un lucru foarte grav. Ca și prim-ministru, nu dețin aceste informații și sunt ferm convins că dacă ar fi existat astfel de informații, aș fi avut această informație, atât eu cât și președintele României. S-au luat măsuri, s-a oprit și tendința și cumva am prevenit ca în această perioadă de campanie să avem un astfel de fenomen. Și mă bucur că s-au luat aceste măsuri. Mircea Enstoian, așadar, iată ce spune premierul, că se bucură faptul că s-au luat măsuri, să stăm liniștiți, nu e cazul să ne îngrijorăm. Ministrul Digitalizării ne spune că ancheta mai durează, ne spune și că vor fi luate măsuri de acum încolo preventive în viitor, nu știm însă cât de repede se vor întâmpla aceste lucruri. Concluzia, așadar, cine beneficiază de pe urma scandalului fermelor de troli și cine nu? Deci e de ajuns să ne uităm puțin pe internet și să vedem care sunt temele de campanie a unor partide, nu vreau să dau nume, și care sunt țintele lor pentru a ne da seama cu exactitate cine sunt manipulatorii și cine sunt cei care sunt în spatele acestor campanii. Nu vreau să dau nume pentru că nu vreau să creez animozitate în momentul ăsta în lumea politică. Dar este foarte clar că sunt anumite teme de campanie, le-am pus în oficiul de știri.ro, le-am nominalizat, le-am și descris și așa mai departe. Ideea este următoarea. Cei care votează, să fie atenți la tot ce s-a întâmplat în acest an în lumea politică, la modul în care au evoluat candidații, la platformele lor și la credibilitate, pentru că coordonată care trebuie să-i ghideze în momentul alegerilor este credibilitatea. Da. Dacă n-ai încredere în cel pe care îl votezi, îl votezi degeaba. Mulțumesc tare mult pentru intervenție, Mircea Enstoian, jurnalist și director la oficiul de știri.ro. Mergem acum mai departe.